Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Mă bucur că există un model, acum nu mai putem spune, no, domnule, așa ceva n-are cum să meargă. Nu, domnule, așa ceva merge. Ați simțit asta? Da, categoric, da. Există o divinitate, o putere, Dumnezeu lucrează pe mâinile noastre și ne ajută să, atunci când crezi. Vă mai rugați câteodată? Mă rog așa cum știu eu să mă rog. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o a fost, cum fac să fac 50.000 de dolari pe lună muncind 3 ore pe zi? În Anglia am fost nu de mult și în fiecare magazin simplu de la colțul străzii exista un raion special pentru vegani și vegetarieni. Copiii la naștere, imediat după naștere, au nevoie de aceste trei necesități. Afecțiune, atenție și în special siguranță. Treceți la confiscări, treceți la interogatorii, treceți la judecată pe bază de probe și trimiteți-i pe toți în pușcărie odată, într-un concert. Sunt Conan Drăgoșan, o seară minunată. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună! Sunt Cornel Dărvășan și în această seară avem din nou vești foarte bune pentru dumneavoastră. Mai întâi câteva știri importante. Fotbalistul care se vede în fotografie este binecunoscutul Mané de la Liverpool. Un tânăr care câștigă milioane de lire sterline pe an și vreau să vă dau o declarație menționată de Daily Mail. Eram înfometat și trebuie să muncesc pe teren. Am supraviețuit unor vremuri grele, am jucat fotbal de sculți, nu am o educație și multe alte lucruri, dar cu ce câștig astăzi îi pot ajuta pe oamenii mei. Am construit școli, un stadion, am furnizat haine, încălțăminte și mâncare pentru oamenii care sunt într-o sărăcie extremă. În plus, dau 70 de euro pe lună pentru toți oamenii din regiuni sărace ale Senegalului, a spus Mané, citat de englezi de la Daily Star. Iată un tânăr fotbalist care nu s-a ajuns. În urmă cu câteva zile i s-a făcut o poză cu telefonul lui care era crăpat, ecranul crăpat. Dați seama, milioane de lire sterline, omul știe de unde a plecat, știe unde a ajuns și are o condescendență și o empatie față de semenii lui din Senegal. Mi se pare ceva extraordinar. Suntem într-o situație delicată în Europa. Mii de migranți sunt spre Grecia. Se spune că vor ajunge și la granițele Bulgariei și ale României și ne întrebăm ce se va întâmpla cu ei. Ei vor bineînțeles să plece în Germania, după cum vedeți în această imagine, dar românii deja se îngrijorează. Ce va fi cu imigranții? Mă întrebam de multe ori cum ar fi să vină musulmanii la noi să-i încreștinăm. Dar lucrul ăsta văd că este foarte puțin discutat în mass media. Poate ar trebui să le dăm un exemplu bun, poate ar trebui să fim cu adevărat creștini și să le spunem despre viața cea bună prin Iisus Hristos. Însă noi ne cam speriem de toate aceste lucruri și preferăm să fim în liniștea țării noastre. Astăzi s-a discutat despre vaccinarea obligatorie sau nu. Se spune că parlamentarii vor adopta o lege prin care vaccinarea nu este obligatorie, dar părinții care nu își vor vaccina copiii pot să plătească foarte mulți bani amendă în cazul în care nu își vor vaccina copiii. Din ce în ce mai mulți însă sunt vehemenți împotriva acestei legi, pentru că se zice că mari oameni cu bani din lume doresc înjumătățirea sau decimarea populației prin aceste vaccinuri, lucruri din teoria conspirației care nu s-au dovedit niciodată plauzibile. E adevărat că sunt și cazuri în care vaccinul aduce sau poate să aducă probleme, dar noi astăzi trăim cât trăim și datorită vaccinurilor. Semnalez o apariție editorială într-o altă ordine de idei. Manfred Spitzer, un psiholog german, scrie demența digitală. Dacă petrecem mai mult de 2 ore pe zi în fața telefonului, se zice că nu vom fi în regulă din punct de vedere al atenției și al capacităților noastre. Recomand această carte cu
prisosință, pentru că avem copii cu toții care sunt, știm foarte bine, dependenți de telefoane și noi înșine de multe ori cădem în această cursă. Urmează rubrica Smile Moment. Cred că, în afară de faptul că eu am fost mai mult în seara asta, că nu mi-am amintit numele rectorului de la Babeș-Bolyai, era atât de cunoscut încât l-am uitat. Am găsit o imagine pe internet pe care vreau să vă arăt și dumneavoastră. Furtuna care a măturat Europa cu 255 de km pe oră va ocoli România, fiindcă aici nu sunt drumuri pentru viteza asta. În această seară, știrea cea bună că este că împreună cu noi se află domnul Viorel Catarama. Bună seara, bine ați venit. Mă bucur mult că ați ajuns la noi. Bună seara. Bună seara. Luați loc, simțiți-vă ca acasă. Vi s-a întâmplat să nu vă amintiți vreun nume așa? Când... Ei, cum să nu? Da? Cred. Eram atât de sigur înainte de emisiune, deja l-am văzut pe domnul David de atâtea ori, declarații și așa mai departe. I-am și citit niște declarații. Dar asta e. Eu mi-l aduc aminte pe domnul Andrei Marga, rector la Babeș-Bolyai. Am înțeles. Ați fost și colegi, dacă nu... Am fost și colegi, da. Apropo de gluma asta cu Smile Moment, domnule Catarama, aveți o experiență vastă, atât în domeniul politic, cât și în domeniul antreprenorial. Am mai făcut o emisiune împreună, am văzut câteva lucruri despre dumneavoastră, niște taine pe care ni le-ați spus. Cum vă explicați că în 2020... Nu s-au, până în 2020, iată, în 30 de ani, nu s-a putut face autostradă care se lege România asta? Păi asta e rezultatul a 30 de ani de guvernare socialistă în România. E rezultatul faptului că poporul român, în marea lui majoritate, votează socialiștii. Așteaptă de la stat să primească totul, dacă se poate și gratuit. Și astea sunt consecințele. Socialismul nu construiește, nu dezvoltă, socialismul umflă statul și încearcă să dea cât mai mult ajutoare sociale, gratuități, pomeni, pensii și salarii la cât mai multă lume. Dacă eu mi-aduc aminte bine, nu doar socialiști au fost la guvernare, au fost și cei de dreapta la guvernare. Nu, n-au fost niciodată cei de dreapta la guvernare în România. Nu? Nu. Toți care au guvernat au fost de stânga, au adoptat măsuri de stânga. Ei au fost percepuți de dreapta prin opoziție cu PSD-ul, total greșit. După părerea mea, cine spune astăzi că în România, în Parlament, există partide de dreapta, e un analfabet funcțional. Adică citește, dar nu înțelege ce înseamnă dreapta. Am înțeles. Deci toate guvernele au fost de stânga, indiferent de culoarea politică. Păi, ce înseamnă stânga? Stânga înseamnă să crești și să umfli statul, să faci cât mai mulți cetățeni dependenți de stat, să lași impresia că învățământul, sănătatea, cultura, sportul sunt gratuite, să dai ajutoare sociale la persoanele apte de muncă, să creezi o aristocrație bugetară, și să distrugi pe cât posibil sectorul privat și economia națională, distrugând exporturile și încurajând importurile și împrumuturile. Ceea ce se întâmplă de 30 de ani în România. Guvernare socialistă, de stânga. Toate partidele astăzi adoptă teoria globalizării, promovată de socialiști. Deci, nu avem de ce să ne plângem, pentru că atâta timp cât noi acceptăm și votăm numai partide de stânga și acceptăm și votăm ca statul să ne dea cât mai multe gratuități, suportăm consecințele. Când în anii 90 ați văzut că s-a schimbat regimul, da, vă gândeați că o să fie o astfel de perioadă de 30 de ani în care pleacă ai noștri, vin ai noștri? Nu credeam. Am fost extrem de trist că în 1990... am votat covârșitor aproape de 90% FSN-ul și pe Ion Iliescu. Ați votat și dumneavoastră? Nu, eu n-am votat. N-am votat niciodată stânga. Ați mers cu Radu Câmpeanu sau cu Ion Rațiu? Nu, cu Radu Câmpeanu și cu liberalii. Am crezut și la un moment dat chiar am avut posibilitatea să transform Partidul Național Liberal într-un partid de dreapta. N-am reușit
într-un context istoric dificil. Și atunci am asistat neputincios cum discursurile de dreapta nu sunt percepute corect, nu sunt apreciate, iar oamenii cu adevărat de dreapta nu sunt votați. Nu a fost votat nici Ion Rațiu, care era un adevărat om de dreapta. N-am fost votat nici eu, care iar am fost și sunt de dreapta, pentru că românii, din păcate, votează socialismul și pe socialiști, cu entuziasm. Probabil că ați văzut cele 3 ore ale documentarului Recorder de la sfârșitul anului, cei 30 de ani, ați apărut acolo la un moment dat într-un context în care probabil că dumneavoastră ați glumit cu ei și ei v-au pus acolo într-o anumită lumină. Dar ceea ce m-a bulversat pe mine a fost această pendulare a mulțimii în legătură cu seniorul Corneliu Coposu. Dacă vă aveți aminte, la un moment dat erau să-l linșeze, iar la moartea lui toată lumea cinste și e una regret. Din caracteristicile poporului român, un popor care se bucură foarte mult când cineva intră la pușcărie și din când în când își aduce aminte și când cineva e spre drumul veșnic, deodată schimbă opinia. Corneliu Coposu a fost un om drept, a făcut și el greșeli. Marile greșeli ale lui Corneliu Coposu au fost nominalizarea lui Emil Constantinescu, candidat la președinție, și al lui Victor Ciorbea, primar și apoi prim-ministru. Mă rog, când a fost prim-ministru, deja nu mai era Corneliu Coposu. A făcut greșeli, dar a fost un om de moralitate deosebită. Și dacă vă aduceți aminte, același popor român a fost pe punctul să linșeze un om de o moralitate și de o verticalitate deosebită. Așa cum de altfel s-a încercat și cu regele Mihai, la fel, un om de o verticalitate și de o moralitate excepțională. Ăsta e poporul român. Din el facem parte și trebuie să suportăm consecințele faptelor și a votului nostru. N-avem autostrăzi, n-avem sănătate, n-avem învățământ, pentru că votăm prost de 30 de ani. Și trebuie să suportăm consecințele și să le acceptăm. Așa că în momentul în care cineva este nemulțumit de faptul că n-are autostrăzi, când alți cetățeni sunt nemulțumiți că sănătatea e la pământ, că învățământul e la pământ, să se gândească cum au votat și să asume consecințele. Trebuia să candidați la președinția României. Am candidat. Am candidat. Ați adunat voturile? Am obținut aproape 1%. Am făcut un efort foarte mare. Am fost singurul candidat de dreapta. Singurul candidat care a promovat în spațiu public ideea România, stat, națiune. Am promovat o politică de genul celei făcute de Donald Trump și în Statele Unite și Boris Johnson în Anglia, Netanyahu în Israel, dar am constatat că românii nu vor dreapta, românii vor stânga și trebuie să accepte această realitate. Ce a fost dezamăgitor pentru dumneavoastră în această luptă electorală? Cu biroul electoral central știu că au fost niște probleme. Nu, asta n-a fost. Asta e firesc. Cum la fel de firesc a fost că Uniunea Europeană nu are nevoie de o altă forță politică în România care să facă din România o putere economică gen Polonia, Cehia, Ungaria. Și atunci, în momentul în care cineva scoate capul pe un program gen Donald Trump, Boris Johnson, automat trebuie să găsească metode și mijloace să fie redus la tăcere. Dar nu discut cazul meu, hai să luăm cazul PSD-ului. PSD-ul acum 4 ani a câștigat cu un zdrobitor alegerile parlamentare. Și la un moment dat a încercat, a dat ideea
sau a creat senzația că va promova o politică gen Donald Trump. Știți că începuse să discute de profitul multinaționalelor, începuse să discute despre capitala Israelului la Ierusalim. Și atunci, toată Europa s-a năpustit asupra PSD-ului. Sigur că nu s-a năpustit pe aceste idei, ci pe corupție. În momentul în care au fost terminați pe această ideologie și s-au repliat, nu mai atacă nimeni. Da? Deci așa a fost de mare spaima și atât de nepricepuți au fost conducătorii PSD-ului că n-au realizat că au intrat în coliziune cu Uniunea Europeană pentru că au dat senzația că ar vrea să promoveze în România o politică care să se apropie de politica Cehiei, Poloniei, Ungariei, a lui Donald Trump și atunci au fost căsăpiți. Deci credeți că Uniunea Europeană nu ne lasă să ne dezvoltăm? Nu. Uniunea Europeană nu dorește ca România să fie un stat-națiune puternic. Nu dorește să aibă o economie puternică, exporturi mai mari decât importurile și preferă să fim dependenți de importuri și de împrumuturi mai ales externe. Uitați cum a reacționat Uniunea Europeană la cazul Brexit. Ce eforturi uriașe s-au făcut și câte miliarde de euro s-au pompat pentru a împiedica Brexit-ul. Și numai datorită faptului că a existat un lider, un om politic ca Boris Johnson și un popor englez atașat profund valorilor democrației, au eșuat în această întreprindere. Dar eforturile au fost uriașe, au fost cumpărați parlamentari ai Partidului Conservator, a fost deturnată presa și așa mai departe. A fost o bătălie pe viață și pe moarte. Dacă asemenea presiuni se făceau asupra poporului român, noi sucombam după două zile, cum bună oară a sucombat PSD-ul în această dispută, pentru că, spre deosebire de englezi, noi nu suntem democrați, domnule. Noi suntem obișnuiți să acceptăm jugul statului, pentru că statul nu-i așa, ne dă și salarii, și pensii, și gratuități, și sănătate, și învățământ, și cultură, și sport, și infrastructură, și tot. Și așa. Am observat o psihologie foarte interesantă. Cu cât ne asemănăm mai mult cu vremea comunismului, cu atât suntem mai mulțumiți. Adică să avem salarii, pensii, cât mai multe zile libere, cât mai multe vouchere, adică cât mai multe venituri fără muncă. Și, bineînțeles, suntem mulțumiți pentru că socialismul astăzi nu mai este socialismul sovietic. Astăzi ai acces la televiziune, la presă, poți să circul dacă ai bani, găsești ce vrei în magazine, ai puțin bani, te descurci, ești mulțumit, ai foarte multe zile de concediu, foarte multe zile libere, foarte multe zile de concediu medical. Nu contează că funcționarii de statului te tratează prost, nu contează că în spitale sunt condiții insalubre, știi că trebuie să dai un plic cu bani, știi că trebuie să ungi în stânga și în dreapta. Asta e mentalitatea noastră și până la urmă, dacă așa vrem, așa votăm, așa trăim. Pentru ce ne plângem? Practic, domnule Cataramă, totul se învârte în jurul banilor. Să fie România nu atât de puternică, să fie nu atât de cu bani, să fie nu atât de liberală din punctul ăsta de vedere, ci să fim un fel de supuși. Suntem supuși. Suntem supuși. Suntem prin gena noastră supuși. Asta e. Suntem din când în când mândri, odată la 20, la 30 de ani, odată la 40 de ani, după care suntem supuși. Și acceptăm ce ni se dă. Și suntem mulțumiți. Și eventual când dăm cu mașina într-o groapă, când avem nevoie de un spital, de o școală bună, când avem nevoie de alte, atunci mai suntem supărați și mai crâim. Dar nu cu foarte multă convingere. Păi eu vă dau un exemplu. Deci noi, Dreapta Liberală, am fost singurul partid
care am promovat în spațiu public ideea și ne-am luptat pe viață și pe moarte pentru pensia minimă 1000 de lei. Se pare că pensionarii care au, cei 2 milioane de pensionari care au sub 1000 de lei pensia minimă 740, sunt mulțumiți cu această sumă de bani. Dacă ei sunt mulțumiți, ce să le faci? Asta e. Așteaptă să crească cu câte 50, cu câte 60 de lei în următorii ani. Și votează pe aceia care cresc cu 20-30 de lei. Da, asta e, încă o dată, este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Numai că nu mai trebuie să fim atât de supărați că nu e aia, că nu e aia, că nu e aia, că avem deficit, că nu. Ar trebui să acceptăm consecința faptelor noastre și cu asta gata. Cărui fapt crezi că se datorează această orbire, după cum spuneți noastră, că este o orbire? Adică noi de 30 de ani mergem ca o bicicletă fără lanț. Deci nu înaintăm... Vă spun. Deci noi am avut România, pentru că suntem o țară ghinionistă din multe puncte de vedere, am avut ghinionul ca în 1990. Puterea să fie preluată de foștii comuniști în frunte cu Ion Iliescu, care au încercat să promoveze în România un socialism cu față umană. Dar chiar și marii adversari de astăzi ai lui Ion Iliescu spun că în vremea aceea, domnule, trebuia să votăm, că era o singură șansă ca să poată în să acea fie. Vreme, în acea vreme, Cehia, Polonia și Ungaria votau altfel. Votau persoane atașate profund valorilor capitalismului și a societăților democratice pe bune. Da? În timp ce noi nu puteam, în timp ce noi ne mulțumeam cu puțin că avem televizor, că avem benzină, că avem mâncare și că avem pașapoarte, și eram foarte fericiți și votam în proporție de 90% foștii comuniști, alte țări votau persoane luminate care au îndreptat țările spre o direcție bună. Acum, trebuie să vă întrerup puțin. Aveam 15 ani, da? În anii 90. Venise Ceaușescu, am încercat să-l înțeleg. Eram puși și zic, băi, ori ești prost, ori ăsta nu zice nimic. Adică tot se învârte în jurul cozii. Și am încercat să-l urmăresc cu discursul lui și cu vorbele lui. Am început să-l și limit pe Ceaușescu. Era să o încurc la școală pentru treaba asta, la liceul sanitar în Arad. Cu siguranță. Și s-a terminat. Dom'le, a venit Ion Iliescu. Un tip zâmbitor, fără greșeli gramaticale, cu un aer plin de voiciune, cu bucurie. A venit Ion Rațiu cu un accent englez, copilaș, vă fac drumurile dacă mă alegeți președinte. Domnul Radu Câmpianu, deja mai în vârstă, obișnuit el cu greutățile vieții, dar tot venit din afară. Nu știu, atunci partidele politice nu aveau soluții. Veniți din afară, oamenii n-au putut să înțeleagă, domnule, ăsta e momentul nostru zero. N-au putut. Degeaba s-a ridicat băieții la Timișoara, dacă vă duceți aminte, punctul 8 de la Timișoara. Am avut ani întregi proclamația de la Timișoara. Am avut asociațiile revoluționare, oamenii care au luptat împotriva FSN-ului, a foștilor comuniști. Dar marea majoritate a poporului român a fost foarte mulțumită. Acum, suntem o nație ghinionistă, o țară ghinionistă. Pentru că noi n-am avut în timpul regimului comunist niciun Václav Havel și niciun Lech Walesa, da? Care să direcționeze țara. Pentru că atunci trebuia să fie direcționată. Eu mi-aduc aminte când în 1991 am fost ministru turismului și comerțului interior, printre altele am spus, domnilor, cum e posibil ca să existe tarife diferențiate la cazare între cetățenii străini și cetățenii români? Să fie toate la fel. O cameră cu asta la fel. Era să fiu linșat. Deci, în momentul în care ai încercat să promovezi principiile fundamentale ale economiei de piață liberă, ale democrației, ai avut o problemă în România. Am avut o șansă în 1996. Din păcate, din nou ghinion, Corneliu Coposu, seniorul, a trecut în neființă, înainte de a prelua guvernarea, a făcut niște decizii, a luat niște decizii greșite privind oamenii, nu i-a
perceput acum, corect. Acum, cum să vă spun, profesor Emil Constantinescu, ca structură, ca suflet, era un om deosebit. Eu am citit din cărțile domniei sale, l-am văzut. În ce sens era un om deosebit? Adică un om de cultură, un rector, un profesor. Era așa, destul de carismatic, destul de... Care sunt rezultatele guvernării Convenției Democrate? Păi asta este, că nu știam ce fel de om politic este. A fost una din cele mai corupte guvernări din istoria României. Am fost parte, am fost în Senatul României, am fost președintele Comisiei Economice a Senatului, am încercat să trec legi care să dezvolte, să promoveze economia românească și exporturile. Și am fost tamponat. A fost un dezastru. A fost un dezastru. Da, dar nu știa nimeni că va fi. Păi nu știa. Deci am avut acea șansă în 1996, de care ne-am bătut joc, după care n-a mai putut să fie nimic, pentru că consecința a fost Vadim Tudor contra lui Ion Iliescu, cu Adrian Năstase, cu regimul PSD, dar oricum, după care am ținut dintr-un scandal în scandal, iar toate guvernele care au venit au umflat statul. Gândiți-vă, domnul Tăriceanu, în cei 4 ani care a fost prim-ministru între 2004 și 2008, ca președinte al Partidului Național Liberal, a mai angajat încă 500.000 de oameni la stat. Măsuri de stânga, de foarte de stânga. Și astăzi, în continuare, am ajuns cu această aristocrație bugetară, cum o numesc eu, care să reprezinte cam 30% din total forță de muncă în România, pe când în Germania, care se consideră și așa mult, e undeva 15-16%, iar în Japonia e 10%. În timpul regimului comunist, o primărie avea, la Bistrița, spre exemplu, 90 de angajați, acum are 1200 de angajați. Primăria Londrei are de vreo 30 de ori mai puțin decât primăria Bucureștiului angajați. Și atunci, sigur că noi ne plângem, dar pe măsură ce ne plângem, exact ca în timpul regimului comunist, am creat o aristocrație, atunci era proletară, astăzi e bugetară, care pârjolește totul. Da, până la urmă, bunăstarea națiunii se dovedește atunci când omul are bani acasă. Domnule, poate să-și cumpere, poate să-și permită, poate să... Depinde de unde ai, banii. Că poți să ai bani în împrumuturi, corect, să-i cheltui și după aia să suporți consecințele. Noi, astăzi, trăim pe împrumuturi. Presa arată miliarde, miliarde și miliarde de euro împrumutați pentru pensii, pentru salarii. Ajungem la deficit bugetar până și Uniunea Europeană începe să ne pună sub control. 4%, da? 4% într-un an, 4%. Cine plătește diferența? Cine plătește? De unde vin banii? Pentru că noi suntem din ce în ce mai mult dependenți de importuri și de împrumuturi. Și avem în permanență o creștere a diferenței între exporturi și importuri. Se mărește, cresc importurile, scad exporturile, nu în valoare absolută, ci ca procent. Da? Ei, și noi vorbim că trecem la euro. Noi vorbim... O să fie un dezastru chestia asta. Păi, dar nu putem trece. Dacă, într-adevăr, o să trecem... Deci astăzi ar trebui, ca să poți să faci o economie sănătoasă, trebuie să pui accentul pe leu, trebuie să-ți promovezi exporturile, să ai exporturi mai mari decât importuri, să reduci împrumuturile și să mergi pe deficit zero cu orice risc, da? Ca să nu te mai împovărezi. Și abia după aia ai bani sănătoși în buzunar. Acum, noi ce vedeți? Sigur, guvernul se împrumută, plătești pensii și salarii în deoseb la aristocrația bugetară, care se duce și cumpără din magazine bunuri provenite din import. E o chestie simplă, frumoasă. Dar, pe la un moment lungă, dat, pe termen lung, o să fie o problemă majoră și nu o să mai putem să ne relansăm industria, agricultura, pe baze moderne, odată ce noi,
o terminăm. Domnule Cătărama, sunteți un om influent în România, ați fost în politică, aveți prieteni în politică, nu sunteți oricine, aveți argumente serioase pentru ceea ce spuneți acum. Adică toate aceste lucruri le-ați experimentat în viața noastră, în firmele dumneavoastră și în activitățile comerciale sunt de dumneavoastră. Statisticile, nu trebuie să spun eu. Sunt statistici oficiale. Bun. N-ați încercat să candidați, să intrați în Parlament, să vorbiți Am fost în Parlament, am fost președintele Comisiei Economice a Senatului. Am condus efectiv Partidul Național Liberal la un moment dat. Am încercat să promovez o politică de dreapta. Nu am putut să fac acest lucru, pentru că am fost tamponat de marea majoritate a socialiștilor din jurul meu. Din, spre exemplu, Partidul Național Liberal, în proporție de peste 70%, membrii lui sunt angajați la stat. În momentul în care vrei să schimbi ceva, ar trebui să atentezi direct la privilegiile lor. Și atunci nu se poate. Din cauza asta am încercat să constitui și să formez o nouă formațiune politică de dreapta cu oameni care n-au mai făcut politică și care înțeleg valorile capitalismului. Are aderență, numai că intru imediat în coleziune cu toate forțele de stâncă, cu Uniunea Europeană și nu o să fiu atacat pe motiv de politică stat-națiune. O să îmi scoată cu două zile înainte, cum a făcut CNSAS-ul, scoate 17 pagini cu tot felul de porcării și la sfârșit scrie nu, n-a fost nici colaborator, nici ofițer de securitate. Și toată lumea să repede la cele 17 pagini cu minciuni, cu porcării, cu falsuri și cu asta gata, nu? Și documentarul Recorder, cum vi s-a părut? Nici nu m-am uitat, nu l-am văzut. Nu l-ați văzut? Nu l-am. Am auzit că apar și eu acolo, nu știu în ce... Apăreți așa, într-o postură mai interesantă. Adică? Adică se întreabă de ce nu v-au luat la întrebări mai bine cei care erau în măsură să o facă și cum de-ați făcut atâția bani și nu v-a întrebat nimeni de ce și cum și așa mai departe. Și v-au luat dintr-o altă filmare în care dumneavoastră ați zis și a zis ceva de genul că nu e important cum faci bani sau ceva de genul ăsta. Păi da, atâta timp cât respecti legile, care e problema? Banii se fac respectând legea. Și numai dacă legea îți permite. Și oricum nu sunt eu unul din cei mai bogați oameni din România. Dar, mă rog, dacă vor să mă pună, probabil tot în acest context. Nu știu, cine a făcut filmul ăsta? Este o trupă de jurnaliști, Recorder. Un jurnaliști care promovează globalizarea. Nici o problemă. Ce e de făcut, domnule Cătărama? Întreabă cineva cum au făcut banii multinaționalele? Nu. Întreabă cum au făcut banii românii, nu? Ca să-i radă pe toți românii care au cât de cât o inițiativă privată. Ei trebuie rași ca să vină multinaționalele și străinii și să ocupe ei tot. Eu întâmplător fac parte din oamenii de afaceri care lucrează în singurul sector din România, industria mobilei, care încă mai are capital majoritar privat românesc. Restul totul a dispărut. Probabil că trebuie să dispărem și noi. În goana și în dorința nestăvilită a poporului român de a vedea oameni, de a vedea români la pușcărie, asta pare o cale relativ facilă, nu? Nu contează dacă ești sau nu ești vinovat, nu contează prezumpția de vinovăție sau de nevinovăție, important este să te vadă și să se bucure de răul tău. Da. Credeți așa într-o conspirație din asta a Uniunii Europene și a unor... Nu, nici vorba, nu-i conspirație. Uniunea Europeană promovează globalizarea. Uniunea Europeană este în totalitate în acest moment o forță socialistă. O recunosc toți și cei care lucrează și care trăiesc în Germania și care lucrează în țările nordice, să nu mai vorbim de Franța. Nu, nu e o conspirație. Doresc să promoveze această politică a globalizării și nu doresc
Ce înseamnă globalizarea? Țările, cât mai multe țări, să fie dependente de, importuri și de împrumuturi, să nu aibă prea multe de spus pentru că e slab și, sigur, să mențină un anumit standard de viață încât populația să nu explodeze. Că, așa. Ei, poporul român e pliat și e foarte ascultător și foarte înțelegător și dacă i s-a spus că asta trebuie să fie, e bucuros. Merge spre socialism. Nu vedeți ce se întâmplă în Statele Unite? Un socialist în Partidul Democrat, Sanders, se prefigurează a fi candidatul și opozantul lui Donald Trump. Vedeți până unde a mers socialismul și globalizarea? Asta da, e foarte interesantă chestia asta. Ar fi incredibilă, adică dacă ai fi spus cuiva în anii 90, stați puțin, domnule, că peste 30 de ani ar vin ăștia la putere, ai fi zis, domnule, vezi de treaba, niciodată nu se va mai întâmpla. Și iată că și în Franța, și în Germania, și peste tot lucrurile capătă numai conturi. Numai că sunt câteva țări în lumea asta, și nu oricine, Statele Unite, Anglia, uite, Italia acum începe să scoată capul, în care nu mai... Adică, până la urmă, domnule, Donald Trump, de ce a câștigat? Donald Trump a spus în felul următor. America este invadată de produse din import și mai ales din China. Poporul american își pierde locurile de muncă. Și noi nu mai putem accepta să fim dependenți. Noi trebuie să relansăm producția, să oferim locuri de muncă și să creștem salariile pe bază de muncă. Poporul american nu pleacă în străinătate, în diaspora. Stă acolo. Românii pleacă în diaspora și lucrează. Deci, aici e simplu. Și atunci, poporul american a stat și a... Dom'le, stai puțin, că noi, într-adevăr, de ce să nu facem noi mașini în Statele Unite? De ce să nu facem noi cămăși în Statele Unite? De ce să nu facem noi, nu știu ce, televizoare și să tot cumpărăm din alte părți? Și pe baza asta a câștigat și a relansat economic America, care e foarte puternic acum. Acum, e adevărat lucrul acesta, că America s-a relansat economic? Extraordinar. Deci a scăzut mult șomajul, a crescut nivelul de salarizare, a crescut producția, s-a îmbunătățit raportul dintre exporturi și importuri. Asta trebuie să facă dreapta. Dar lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât dacă la președinție vine un om care... Știe economie, care... Nu e suficient să știe economie. Căruia îi pasă că de țara lui? Nu, la toți ne pasă de țara noastră. Problema e să fii de dreapta, să ai convingeri pro-capitaliste și să știi ce înseamnă asta. Că dreapta înseamnă stat suplu. Domnule Cătărama, dar uitați, toate discursurile, suntem cu America, suntem pro-americani, filo-americani și în apărare, uite, dacă se întâmplă ceva, gata, mobilizăm și noi alături de America, America, da. America. Nu învățăm nimic de la ei, adică ce e treaba asta? Noi suntem cu America, dar în același timp pro-socialism. Cum vine chestia asta? Asta e, facem și noi ce putem. Noi suntem cu America, ne ducem și luăm o șapcă pe când polonezii se duc și ridică vizele. Asta e. Astea sunt consecințele. Sunt persoane, dar ele sunt tamponate, pentru că în momentul în care ajungi la butoane, deodată vin din toate părțile oameni care sunt angajați în structurile statului și care trebuie să-și mențină posturile. Te sună rudele, prietenii, vecinii, cunoștințele și așa mai departe. Și trebuie să fii foarte ferm pe poziție, cum a fost Boris Johnson, să stai să te lupți cu Uniunea Europeană și cu toți și să implementezi o politică de dreapta. O să vedeți cât va exploda economic Anglia. Cel mai mare plătitor la bugetul Uniunii Europene, da? A dispărut, nu mai plătește bani. O să vedeți cât de bine se va transforma. Eu sunt un adept al Uniunii Europene. Eu cred că locul României este în Uniunea Europeană, dar cred că Uniunea Europeană nu trebuie să fie socialistă și globalistă. Da. Și cu cât vor fi mai multe țări, precum Polonia, Cehia, Ungaria, care să promoveze o altfel de politică în favoarea cetățenilor pe bune, cu atât șansele ca Uniunea Europeană să se transforme într-o forță politică de dreapta autentică sunt mai mari. Deocamdată sunt foarte mici, pentru că
marile țări, din păcate, promovează o altă politică. Avem și noi șanse, domnule Cataramă? Nu. Nu avem. Nicio șansă. Noi vom fi, suntem și vom fi în coada Europei, pentru că cei care au vrut să avem capitalism au plecat din România și în România au rămas cu precădere cetățeni, persoane care sunt profund atașate valorilor socialiste și socialismului. Da, dar asta în timp ce țăranul nu poate să-și vândă grâu pentru că vă spun, bine. În urmă cu ceva vreme am fost în nordul țării și am discutat cu niște oameni acolo care aveau niște vaci crescute pe pășuni în ținutul uitat de timp, cum se zice. Aproape că nici nu e curent electric acolo prin izvoarele Sucevei, zona respectivă acolo. Iertați-mă, dragi prieteni, dacă sunteți de acolo, vorbesc în sensul că s-a păstrat habitatul acela cu pășuni, cu vaci, cu... Și în fiecare săptămână, într-o zi anume, vine o cisternă ca să culeagă laptele de la oameni. Aveți idee cam cu cât e un litru de lapte în zona aceea, care este cel mai bun lapte posibil din toată lumea, după părerea mea. Imaginați-vă că vacile alea nu mănâncă decât iarbă de pe câmp, de pe munți. Probabil că și ecologic. Ecologic. Adică... Practic n-au ce să dea altceva decât lapte ecologic. Sub un leu, cred. 0,80 de bani. Da. 0,80 de bani vine și îi ia și dacă nu dau, oamenii rămân fără nimic. Adică să zic că vine unul și zice, domnule, nu vă mai dau, domnule, mai bine l-arunc la gunoi. Nu, păi nu poți supraviețui, nu mai poți trăi deloc. Păi ne ducem la nivelul învățământului, mai ales în zonele rurale. Iar aici, în București, un litru de lapte este 5, 6 lei, 7 lei. Cine câștigă banii aceștia? De ce nu-i câștigă țăranul român? Pentru că trăim într-un stat socialist. Asta este problema. Întotdeauna asta e problema. Votăm prost și știți, mai e o chestie, domnule, noi nu votăm cu PSD-ul. Și dacă nu votez cu PSD-ul și votez cu un alt partid care face la fel sau mai rău ca PSD-ul, cu ce te deosebești? Că aici e problema. Nu votezi cu PSD-ul, dar votezi cu un alt partid care face exact ce face PSD-ul. Exact. Sau mai rău, în anumite direcții. Cum vedeți actuala criză prelungită din politica românească? Păi niciun fel. Este un lucru pe care nu-l înțeleg, de ce unii vor alegeri anticipate. Nu-l înțeleg. S-a transformat totul într-o bășcălie. Deci noi suntem acum într-o tragicomedie, dacă vreți, în care sunt numiți politicieni să formeze guvernul care vor să trântească guvernul, sunt oameni care vor să facă alegeri anticipate, deși nu pot să facă alegeri anticipate, iar în paralel discutăm de coronavirus. Deci, avem subiecte. Practic, în acest moment, toată lumea așteaptă Paștele și după aia vacanța de vară. Că deja, când veneam aici, am citit online o știre că nu știu ce zile suplimentare să pregătesc, vacanțe prelungite și așa mai departe. Care e problema? Avem cât de cât unii dintre noi un nivel de trai acceptabil, ne putem permite o mașină, o vacanță, alții nu-și permit aproape nimic, alții au pensii de 750 și sunt mulțumiți cu ele și nu fac nimic să și le crească și așa mai departe. E, dacă vreți, trăim într-un teatru trist. Cum ieșim din impasul ăsta? Nu ieșim. Mergem din rău mai rău, așa? Da, pentru că am pornit pe această pantă, da? În care deschidem țara către importuri și împrumuturi și ușor, ușor strangulăm sectorul privat și capitalul autohton. Sigur, străinii, multinaționalele au posibilitatea să lucreze, să nu-i treabă nimeni nimic. Cum spunea și dumneavoastră și în filmul ăla, de mine eu eram problema, de ce nu m-a luat nimeni să mă scuture, cum mi-am permis eu să fac bani în România, nu?
cum mi-am permis eu să fac bani în România, alții pot face. Cum și nu se întâmplă cum nimic. E să fie om cu bani în România de azi? Faci și multe greșeli. Faci și multe greșeli. Ce avantaje și dezavantaje sunt? Avantajele, acum știți și dumneavoastră, discutam cu niște prieteni. Indiferent câți bani ai, tot un mic dejun, un prânz și o cină mănânci, tot cu niște haine te îmbraci. Și poți singură să altea dormi. Da, deci sigur că restul, poți să spui, domnule, că am avion privat, am tren privat, am rachetă privată, am castel, am cea mai scumpă casă, poți să spui, da. Eu vă spun un lucru. Cel mai bucuros și mai fericit am fost când am avut prima mea mașină, o Dacia 1300, second hand. Orice mașină am avut după aceea, n-am mai fost niciodată, nici pe aproape, atât de fericit cum am fost atunci și bucuros. Deci, e o chestie relativă. Sigur, sunt avantaje și dezavantaje. Foarte multă lume vede numai avantajele. Puțină lume vede dezavantajele. E important cum se obțin banii? Banii se obțin pe muncă. Banii care nu se obțin pe muncă, mai devreme sau mai târziu, se duc. Și nu s-o binecuvântare aia care nu se obțin prin muncă? Nu, nu. Banii se obțin pe muncă. Dar în România există din ce în ce mai mult ideea că banii se obțin stând cu mâna întinsă la stat, nu muncind. Ne întoarcem la România și la situația actuală din România. De ce oamenii îi invidiază atât de mult, românii invidiază atât de mult pe oamenii cu bani? Pentru că oamenii cu bani își permit anumite lucruri pe care ceilalți nu își permit. O vacanță nu știu unde, o mașină nu știu de care, o haină de nu știu care, mă rog, nu mai știu, o casă de nu știu care. Și atunci, cei care nu au, sunt invidioși, în mod firesc, dacă vreți. Dar nu-și pun problema, decât foarte puțin, cum să facă să aibă și ei, prin muncă. Nu. Se mai poate câștiga prin muncă cinstită azi în România? Da, se poate câștiga. Până la urmă, vedeți dumneavoastră, și în lumea afacerilor s-a tot discutat. Domnule, că nu mai ai ce să faci, cum să... Toate locurile sunt ocupate. Nu e adevărat. Termin o facultate de drept, înveți, muncești de dimineață până seara, ai un cabinet de avocatură și dacă ești bun poți câștiga foarte mulți bani. La fel la un medic. Muncești de nebunești, înveți de nebunești. Un arhitect, un inginer, un economist. Deci înveți până nu mai poți, muncești până nu mai poți, după care poți să-ți creești o afacere din care să câștigi bani suficienți cât să ai o viață foarte bună tu și familia ta. Nu trebuie neapărat să inventezi tu o afacere acum. Sau poți să vii cu o idee, să creezi un pantof nu știu de care nu e pe piață și să explodezi pe piață. Sigur că e destul de îngustă piața, dar ce vreau să spun eu este că oamenii nu stau întâi să se gândească, domnule, la ce mă pricep eu. El nu se pricepe la, să spunem, comerț, dar vrea să facă comerț. Și atunci, sigur, dacă nu te pricepi, îl faci prost și pierzi bani. Sau nu poți să-l faci. Deci oamenii trebuie să știe că pot promova până sectorul privat, învățând mult și muncind mult. Da, vă te încurajați școala, facultatea, profesionalismul. Da. Dar știți că șomeri cu diplomă sunt în România astăzi, domnule Cataramă? Sunt oameni care au muncit serios, au făcut facultate, s-au trezit, am terminat acum, hai master, bun, hai facem și un master, da? Și s-a terminat și cu masterul și nu acum ce fac? Păi ce faci? Te angajezi oriunde poți, te angajezi undeva, că ai 1000 de lei, 2500 și te duci și mor de foame cu master cu tot. Foarte puțin dintre aceia care au flair pentru business. Și majoritatea oamenilor care sunt în business și care au bani, nu mă refer la dumneavoastră, știu că ați făcut școală serioasă, de ați învățat, de ați rupt, numai de 10, dar eu cunosc câțiva antreprenori
care nu au școală, dar au ceva, au un dar, au un feeling pentru business. Fac și ce să pricep. Fac ce să pricep. Fac ce să pricep, nu încearcă să facă altceva. În momentul în care încerci să faci ceva la care nu ai chemare, nu te pricepi, cu siguranță eșuiești și după aia spui, domnule, e greu că nu mai am, eu n-am șanse, eu am învățat, eu am făcut. Nu. Există o șansă pentru fiecare, trebuie să se ducă și să-și o valorifice acolo unde se pricepe el. Că fiecare om a primit de la Dumnezeu un dar sau mai multe daruri, da? O calitate sau mai multe calități. Trebuie să te duci și să vezi, domnule, ce-ți place ție să faci, la ce te pricepi. Și fă-o pe aia. Dar, din ce în ce mai mult, tinerii spun, domnule, să fiu angajat la stat. Că n-am treabă, n-am treabă, vine salariu. Salariu, spor de plictiseală, spor de hrană, tichet, voucher de vacanță, bă, o fericire, ce trebuie să mai învăț, ce trebuie să mai fac, să fiu angajat la stat. Asta e mentalitatea. Așa am fost crescuți. Să primim repartiție după sfârșitul celor X ani de liceu. Asta sau înseamnă 30 de ani de socialism. Asta e consecința. Revenim la aceeași problemă. Asta e problema fundamentală a României. Problema fundamentală a României este socialismul, că oamenii, în marea lor majoritate covârșitoare, votează socialismul și pe socialiști, indiferent cum se numește și indiferent în ce culoare sunt vopsiți. Și suportăm consecințele. Am înțeles. Bun. Să zicem că dumneavoastră ați fi prim-ministru. Acum, cu toți prim-ministri, oricine are șansă să ajungă prim-ministru, cu atâția prim-ministri. Dar să zicem că dumneavoastră ați fi. Eu niciun caz. Da, mă rog, să zicem. Da, suntem la ipoteză acum. Și ați avea un partid, Dreapta Liberală, în spatele dumneavoastră, ați intra în Parlament, ați ajunge și ați face ceva. Uh-huh. Care ar fi principalele 5 măsuri pe care le-ați lua pentru ca să se relanseze societatea românească pe un drum bun? Păi, în primul rând, 5 măsuri a spus. În primul rând, aș lua măsurile de inversare a raportului între exporturi și importuri, cu exporturi mai mari în valoare absolută decât importurile. Aș duce deficitul bugetar la zero. Aș reduce cheltuielile, care înseamnă cel puțin 500.000 de angajați concediați. Aș anula toate ajutoarele sociale pentru persoanele apte de muncă. Aș pune toți marii consumatori de bani din România în autofinanțare. Televiziunea Națională, Taromu, teatrele, facultățile, spitalele. Aș face 15 județe. Cum ați face cu spitalele și cu simplu, asistența medicală? Aș stabili, pentru că în primul rând în România este o idee falsă că sănătatea e gratuită. Nu e gratuită. Noi plătim asigurări medicale. Dar plătim o groază. Da. Așa, da. Deci, care este porcăria care se întâmplă? Tarifele pentru actul medical sunt stabilite în bătaie de joc. Deci, casat decontează în mod incorrect. Deci, s-ar face tarifele corecte, după care nu se mai dă niciun ban. Spital de stat sau privat, ce mă interesează pe mine ce spital este? Când vine un bolnav la tine, tu ții banii de la asigurări și te descurci cu banii de la asigurări. Și cu asta am terminat discuția. Nu te descurci, dai faliment. Care e problema? Trebuie să învățăm odată că trebuie să lăsăm și companii care mănâncă 80 de milioane de euro pe an cu Metarom, nu poate să intre în faliment. Televiziunea Națională nu poate să intre în faliment. N-avem atâtea televiziuni care, private care funcționează cu profit. N-avem companii aeriene care funcționează cu profit. Noi tot dăm ajutoare de stat și tot băgăm în oameni care nu produc. Nu? Uitați, v-am dat măsurile care trebuie luate. Sigur că sunt dure. Sigur că poate ies 500.000 de oameni în stradă, dar la Margaret Thatcher au ieșit câteva milioane și a stat în fața lor și nu a dat înapoi. Așa cum n-a dat nici Boris Johnson. Asta a ieșit și domnul președinte Băsescu și a tăiat salariile. Și... Păi bun, încă o dată, domnul președinte Băsescu a luat o decizie incorrectă din punct de vedere economic.
Da? Pentru că nu aia era decizia corectă. Decizia corectă era devalorizarea monedei naționale. Așa cum și astăzi decizia corectă este devalorizarea monedei naționale. Toată lumea sare în sus, bă, leu, s-a depreciat leu. Păi hai să vedem. În ultimii 3 ani, cu majorările de salarii, de prețurile la energie, la materii prime și așa mai departe, prețul produselor s-a scumpit cu 30-40%. Pe când euro s-a scumpit cu 5%. A devenit cea mai ieftină marfă, euro. Când ar trebui să fie cea mai scumpă. Păi și atunci s-au inversat toate valorile, toată lumea ține să avem o aparență de prosperitate pe spinarea generațiilor viitoare. Dar până la urmă vă întreb și eu, care e problema dacă eu trăiesc bine acum încă 10 ani pe împrumuturi? Mă doare în cot ce se mai întâmplă cu așa România. Așa că asta e psihologia. Asta e psihologia. Mă doare în cot, ea mai dă o măsa de țară că se descurcă ea. Așa gândesc marea majoritate. Ce mă interesează pe mine viitorul României? Avem șansa să vină un vizionar care să țină cu țara la pupitru? Nu, pentru că avem experiența PSD-ului care a încercat, e adevărat, prost, timid, neconvingător să facă așa ceva și a luat o freză de nu s-a văzut, de la străinătate, de la Uniunea Europeană. Ca să poți să faci, ar trebui să fii susținut. Și nu te susține nimeni, pentru că toată susținerea națională și internațională e pentru globaliști și socialiști. Da, ne susținându-ne în acest demers salvator, într-o zi vom cădea rău de tot în groapă. Și care e problema? Cădem, unii rămân în groapă, alții se ridică. Ce să-i faci? Dacă așa nu o să mai avem bani de pensii, nu o să mai avem bani... Și dacă nu avem bani de pensii, ce? O să găsim noi, ne descurcăm, mai primim un ajutor, mai primim un împrumut, mai facem noi ceva. Așa se gândește, nu? Da. Nu se gândește nimeni la viitorul României. Dacă s-ar gândi cineva, s-ar face autostrăzi. Dacă s-ar gândi cineva serios la viitorul României. Nu ne-am mai împrumutat atât de mult ca să risipim cu banii. Da? Am fi chipzuiți, am face lucruri cu adevărat folositoare. Am promovat munca și competența, nu nepotismul și incompetența și slugărnicia. Astăzi, toată lumea promovează incompetența, slugărnicia, pentru că nu e așa, îl pui pe unul și știi că ți-e dator. Nu contează că e bun, că e prost, că e capabil sau nu e capabil. L-am pus acolo, primește o leafă excepțională și cu asta gata. Bă, nu poți să construiești România numai cu tâmpiți. Da. Oricât ne-ar place nouă tâmpiții. Îngrozitoare soarta asta pe care o descrieți. Eu nu descriu. Avem 1.500.000 de angajați la stat? Avem. Avem exporturi mult din ce în ce mai mici față de importuri din ce în ce mai mari? Avem împrumuturi de miliarde și zeci de miliarde, hai să nu zic zilnic, săptămânal, lunar? Trebuie să vă întreb ceva. Vă văd așa un om foarte obiectiv. Nu mai sunteți în focul luptei, sunteți deoparte și vedeți lucrurile cum sunt. Chestiile astea, că partidul cu tare a lăsat o gaură și noi venim acum să o acoperim și aia alți când vin la putere, la fel. Ăștia la alți au făcut decizii. E o măgărie. E o măgărie, pentru că toți fac la fel. Toți fac la fel. Toți fac la fel. Toți fac la fel. Și în primele luni, domnule, greaua moștenire, că mi-a lăsat, că n-am făcut, dar tu ce ai făcut acum ca să schimbi situația? Ce ai făcut? Ce ai făcut în ultimii 30 de ani să schimbi situația? Asta e întrebarea. Când tu în permanență ai crescut numărul angajaților la stat, în permanență ai acreditat ideea că reprezentanții sectorului privat, capitalul autohton, sunt niște elemente negative, nu? Că acel capital străin este perfect și n-are nicio vină și acționează perfect și așa mai departe. Care e diferența între unii și alții? Pentru că dacă mie mi-ar arăta cineva o diferență între unii și alții, aș înțelege. Dar nu e niciuna. Și atunci cu cine votăm? Cu socialiștii. Sau nu votați?
V-am pus întrebarea noastră de la început. A zis că nu trebuie să stăm acasă. Trebuie să votăm cum trebuie. În România de azi, cum votăm cum trebuie? Ia uitați, vin localele, cel puțin. Bun. Localele au un specific aparte. Localele sunt mai puțin pe ideologie și mai mult pe persoane și pe... N-ați încercat specific. Niciodată să vă implicați la niște alegeri locale, spre exemplu, într-o urbe mai mică, unde să o faceți să înflorească, să nu țineți cont de nimic și apoi, de la momentul ăsta, să fie ca un exemplu pentru toată România, să se dezvolte încetul cu încetul? Nu. Nu, pentru că am suficientă experiență, am crezut că a venit momentul în România, în 2019, să promovăm în spațiu public un concept pro-capitalist, o forță politică de dreapta autentică care să spună care sunt problemele României și cum se pot rezolva. Și, repet, problemele României se rezolvă prin muncă, nu prin stat cu mâna întinsă la stat. Și cu am constatat... La stat, cu bordurile care se schimbă la 2-3 luni. Mâna întinsă la stat. Statul plătește, statul face, mai vine DNA-ul, mai face ceva, mai vine Curtea de Conturi, dar una peste alta lucrurile merg bine. Nici o problemă. Trecem dintr-un partid în altul, schimbăm ideologia oricând, pentru că trec dintr-un partid în altul care are aceeași ideologie, numai are altă denumire. Și atunci e firesc să fie așa. Deci, nu sunt nici optimist, nici pesimist. O iau ca atare și mă accept situația care este. Da. În noua formula emisiunii, pe care n-ați mai prins-o până acum, avem în fiecare seară cu invitații noștri speciali o rubrică deosebită care se numește Blitz Portret. O să rog pe colegii din regie să-mi dea un generic și să vă adresez câteva întrebări extrem de importante. Să vedem cum gândiți la alte capitole. Să vedem. Sunteți gata? Sunt. Ce virtute preferați? Întotdeauna munca. Să fiți muncitor, să trageți pe baricade. Da. Ce apreciați cel mai mult la un bărbat? Performanța. Și la o femeie? Frumusețea. Care este principala dumneavoastră trăsătură de caracter? Asta trebuie să descoperiți voi. Dar care credeți? Nu, eu știu exact care e, dar nu vreau, pentru că nu-i corect să vii tu și să-ți expui în fața publicului lucruri pe care publicul trebuie să ți le descopere. Am înțeles. Sunteți modest. Ce înseamnă a fi fericit? E o chestie care ține foarte puțin. Dar a fi nefericit? O chestie care ține foarte mult. Vorba cântecului. Fericirile sunt... Plezir d'amour, ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure pour toute la vie. Fericirile sunt halte în care stăm câte un minut până ca să ne dăm seama. Vine, urlă, a trecut. Ce culoare preferați? Violet. De ce? Fără explicații. Ce floare preferați? Trandafirul. Trandafir violet nu prea este. Ce culoare de trandafir? A, este acum și în Olanda, este de toate. Sunt de toate. Sunt. Care este scriitorul român preferat? Niciunul. Nu v-a plăcut. Pot să spun că am unul preferat. Dacă, mă rog, dacă vreți neapărat să discutăm de Eminescu, dacă... Cu el am crescut, nu? Și cele mai frumoase poezii, dar efectiv nu am un scriitor, sau dacă am avut, nu mai am. Pentru că în era digitală
să citesc mai greu cărțile. Și nu sunt un mare cititor de cărți în prezent. Știu că ați organizat multe seri de muzică, muzica vă place. Aveți un compozitor preferat? Da. La nivelul operei e Bellini. Bellini? Bellini. Vincenzo Bellini. Cu Puritanii și Norma. Dacă discutăm de muzica simfonică, așa numită clasică, aici sunt mai mulți. Pot să discut că la pian e Beethoven cu concertul numărul 5, la vioară e Mendelssohn cu concertul de vioară. Nu pot să spun că una peste alta, cred că Beethoven e titanul, dar v-am spus care sunt preferințele mele. Superb concertul numărul 5. Da, imperialul. Super. Super numit imperialul. Concert lung, frumos, cu interpretări memorabile. Dar sunt și altele, adică până la urmă e greu să alegi, dar dacă trebuie să alegi, alegi. Aveți un erou sau o eroină din viața reală? Nu. Ce urâți cel mai mult? Prostia. Ce înseamnă prostia? Să poți trăi mai bine și să alegi să trăiești mai prost. De fapt, e toată esența pe care am discutat-o în seara asta, cum așa se întâmplă. Bogați ca țară suntem, avem toate formele de relief, avem atâtea posibilități să ne îmbogățim și alegem să trăim mai prost. Păi, vedeți. Ce personaj istoric vă displace? Lenin, Stalin, îi urăsc. Nu că îmi displac. Socialiști. Nu prea sunteți cu ei nici în istorie, nici în prezent, văd că... Nu. Nu. Asta sunt eu. Ce personaj istoric admirați? Winston Churchill. Winston Churchill, da. Cu bunele și relele lui. Față de ce greșeli sunteți mai tolerant? Față de greșelile care nu le repeți constant. Adică care le faci ocazional, întâmplător și te corectezi. Față de asta sunt mai tolerant. Aveți un motto preferat? Nu. Nu aveți. Și când v-a fost cel mai greu, cum v-ați ridicat de acolo? Ce v-a stimulat să ieșiți la lumină? Sincer, credința în Dumnezeu. Nu v-a părăsit niciodată asta? Nu. Niciodată. Dar dacă totuși ați citi, să zicem, în aceste zile, mai mult decât o faceți, și ar trebui să plecați într-o excursie unde să mai puneți trei cărți, care ar fi aceste trei cărți pe care v-ar plăcea să le citiți sau să le recitiți? Trei cărți polițiste. Trei cărți polițiste. Vă plac cărțile polițiste? Mi-au plăcut întotdeauna. Vreți să și prindeți? Mult timp am citit, dar, repet, evoluția societății nu mai necesită să cari cărțile cu tine. Care sunt hobby-urile dumneavoastră? Unele a spus, muzica opera, muzica simfonică, sportul. Ce sport vă place în special? Care le practic în mod deosebit, schiul, golful și tenisul. Îmi place să mă uit la fotbal, la un meci bun. Apreciez o mâncare sănătoasă. Apreciez un pahar de vin bun. Nimic extraordinar. Ce activități de voluntariat are un om cu bancă dumneavoastră?
Păi sunt președintele filiarei Ilfov la Crucea Roșie și vicepreședintele la Crucea Roșie. Am organizat am aproape peste 25 de ani de când dau premii la liceu unde am învățat și ca urmare a muncii mele de voluntariat, liceul a promovat de pe locul 3 în Bacău, în primele 10 pe țară. Alte lucruri. N-ați uitat de unde ați plecat? Nu. Am și alte activități. Și... da, nu prea îmi place să vorbesc de ele și... astea care am spus sunt publice din cauza asta, dar în rest nu prea îmi place să vorbesc. Eu cred că dacă faci o faptă bună, nu trebuie să o faci ca să știe lumea. Asta e punctul meu de vedere. Cine este Iisus Hristos? Fiul lui Dumnezeu. N-aveți nicio îndoială, ați spus-o cu mare siguranță. Nu, n-am nicio îndoială. Un cetățean, un român care a citit de mai multe ori Biblia și cred în ceea ce spun. Eu nu vin aici să vorbesc cu dumneavoastră în lucruri care cred eu că ar da bine, nu știu. Spun ce cred eu. Am văzut sinceritatea dumneavoastră. Sunt un om în seara aceasta. Liber, vorbesc deschis, chiar dacă îmi creez antipatii, chiar dacă multă lume nu e de acord cu mine, în limbaj popular mă înjură, nicio problemă. Eu spun ce gândesc. Sunt un om liber și spun ce gândesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cătaramă, pentru această seară. Doamnelor și domnilor, iată că am primit și vești bune, dar am primit și vești nu atât de mult bune, pentru că domnul Cătaramă ne-a tăiat un pic obiectiv societatea românească. Sperăm totuși că, deși, iată, socialismul revine la putere, eu totuși sunt un pic optimist și mă gândesc că ar trebui ca în România să existe totuși câțiva poli care să țină cu națiunea, care să țină cu țăranul român, care să țină cu producția autohtonă, care să relanseze într-un fel exporturile. Mă gândesc că ar trebui să se întâmple treaba asta, cel puțin în câțiva ani, ca lucrurile să intre pe un făgaș bun. Asta nu se poate întâmpla decât în baza unui vot popular. Asta însemna ca poporul român, într-o mare măsură, să schimbe mentalitatea și să accepte capitalismul ca o formă alternativă de dezvoltare a societății pe lângă socialism. Dacă asta se întâmplă, atunci va fi posibil. Altfel nu. Mult succes în activitate, în tot ceea ce faceți. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară. Avem privilegiul să avem de fiecare dată invitații de excepție. Sper să fiți împreună cu noi. Mâine dimineață de la ora 8, colegul meu Fabian Bevis vă așteaptă la Matin a 7. Sunt Cornel Drăvășan. O seară minunată tuturor! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.